s-a referit la acest cuvânt Tudor Arghezi. Ce este mai efemer decât definitiv, spunea Tudor Arghezi, și are dreptate. Nimic în lume nu este de definitiv, nici măcar omul, care nici el, Dumnezeu, încă n-a reușit să-l facă, să-l facă perfect. Melodrama realului, deci sunt două cărți, Melodrama realului și Jocurile minții. Melodrama realului este o metaforă ironică asupra propriei noastre vieți de tranziție de după Revoluție. Sigur, un fel de oglindă, dar o oglindă împrejmuită cu sânge. Al doilea volum, Jocurile minții, este inspirat de, vă amintiți, de evenimentele catastrofale din Moldova, dar și din întreaga țară. Este inspirat din momentul în care Valea Trotușului, inclusiv orașul meu, au căzut sub un potop nimicitor. Deci chiar orașul nostru Onești. Sigur că e doar un pretext. Eu aș duce mai departe melodrama realului și aș spune că melodrama reală este împinsă peste întregul nostru gând filozofic de astăzi asupra terei noastre. Ce se va întâmpla mâine cu noi? Nu întâmplător veți întâlni printre versuri și unele ca acestea, capul care stă cu spatele la punct. Este exact epoca noastră de tranziție care am trăit-o și care o trăim chiar în aceste clipe de față. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Gheorghe Băsescu. Repet, autorii noștri, Augustin Buzura, Florica Bud, fratul Sergiu Ruba, Ilie Constantin, Constantina Băluță, Gheorghe Băsescu, cel care tocmai s-a încheiat discursul, și doamna Maria Cugălnicioanu, autoarea ediției Limes din Panaiti Strati, sunt încă aici și dispuși să le ofere autografe. Vom încheia acest moment Limes cu un tânăr autor, Ștefan Doru Dăncuș, povești despre Gabriela. Doru este un fost elev de-al meu, de la Borșa Maramureșului, unul dintre membrii cenaclului meu de acolo, cenaclul Metamorfoz, am lucrat pe 5 ani în Borșa. Am produs un cenaclu literar, aveam grupe de prunci care scriau dumnezeiește, m-au ajutat și pe mine să-mi depășesc limitele. Genul lor creator a fost un bun stimulant pentru mine. Doru era unul dintre cei mai buni și este unul dintre puținii care s-a afirmat și are toate șansele să facă o carieră literară adevărată. Doru, Ștefan Doru Dăncuș, a rămas un rebel, așa cum îl știam în adolescență, un rebel, un non-conformist, atât în scritura sa, cât și în manifestările sale cotidiene. Să-l ascultăm. Ștefan Doru Dăncuș și cartea sa, povești despre Gabriel. Bună ziua! Domnul Petean a avut cartea mea, deci vă anunț că tirajul s-a epuizat. Nu voi putea da autografe. Un singur lucru o să vă povestesc. În săptămâna asta am avut ocazia să-l cunosc pe domnul George Astaloș, căreia i-am dat un volum și am schimbat câteva vorbe. Dânsul îmi spunea la un moment dat că cine mai are, domnule, nevoie de cărți, de ce mai scrieți voi, nu știu ce, da? Eu am zis, dar dumneavoastră de ce ați scris? Eu am zis că a avut altă motivație, de aia și plecat din țara. Foarte bine, zic, eu rămân aici chiar dacă o să am un singur cititor. Păi nu o să-l aveți niciodată. Ba, zic, atâta vreme cât în România mai există ideea de Dumnezeu, atunci mă va citi Dumnezeu și toți voi fi suficient de mulțumit. Păi am glumit cu tirajul epuizat. Cartea costă cât, domnul Petan? 15 lei, prima strigare. Mulțumesc! Care-l
Asta a fost, vă rugăm acum să rămâneți, să cistim o colincă Maramureșan, adevărat. Mulțumesc mult, sărbători frumoase tuturor. Doamne ajută! Zâmbiți, vă rog! Mă țin după dorul! Voilà. Voilà. Casa domnul Petel. Domnul, vă rog, oferiți-vă și oferiți-vă și oferiți-vă. Ia, să vedem. Aveți vizibil. Deci cui o dedic asta? Scriitoare în etic. Cum? Scriitoare. Nu scriitoare. Iubitoare de scriitoare. Așa da. În etic cu doi de... Cu ce vreți. Da, e bine, e bine. De la Neta vine. Scriitoare, nu cititoare. Voilà. Vamos lá, casa. Aici, la casa. Ce face domnul acolo? Să-ți dau, trebuie să-ți dau revistele pentru copii și pentru bani. Da, George, unde e? Îl las acum, îl las în pace. George, unde e? M-ai chinuit? Nu erau trecute. Păi nu te vorbe, că așa e la asta. Tu ai carte, mă. Da, o am. Autografă. George, unde e Ionica? Nu l-am văzut, nu știu nimic. N-a venit? Eu n-am promis că vin și am făcut tot posibil ca să vin. Da. Sprijin. Vă aștept și pe dumneavoastră să vin, să stau eu acolo. Și dumneavoastră să vorbiți. Doar o să am auzit că... George, de ce aveți? Nu știu ce aveți.